mai aveam nicio speranță să te găsesc. Fiul meu. Iubitul meu fiu. Doamne, ce mare s-a făcut. Ce frumos ești. Același năsuc, aceeași urechiușă. Eu când am plecat erai atât. De ce m-a contat? Important e că ne-am regăsit, nu? Păi cum, nene, că am fost aici mereu? Așa e. De Australia e departe, mă, Gianni. E și al fost orar. Adică tu ești mama mea? Of course, puiul. Nu, că e sub șoc săracul. Oh, my God. De ce te uiți așa la mine? Ce văd în ochii lui? Mă judeci. Așa te uită el, doamnă. Măi, Gianni, uite-te frumos că e maică ta. Ce, doamne, iartă-mă. Nu vă rog, lăsați. E carne din carnea mea. Are dreptul să mă judece. Pentru că el nu știe prin câte am trecut eu. Da, eu. Așa când vorbiți voi de Australia, credeți că ce sunt acolo? Canguri? Plaje exotice? Ocean indian? Dar voi nu știți că e mai mult deșert? Sunt aborigeni? Și e foarte periculos acolo pentru o femeie să trăiască. Țară caldă, cu oameni reci ca gheața. Eu am auzit, doamnă, că acolo cangurii cică sunt foarte periculoși, că cică dacă te lovesc cu picioare din spate în piept, te doboară. Sunt și scorpioni acolo, doamnă? Oh, și pe mine m-au lovit și canguri, și mai ales oameni. Că eu când am ajuns acolo, nu știam limba, n-aveam niciun ban în buzunar. Noroc că m-a ajutat un aborigen de la ei de acolo. Și cu casa și cu bani, un om pâinea lui Dumnezeu. Pâine neagră, dar bună. Apropo, știi că mai ai doi frați? Am auzit, da, doi gemeni. Nu ăștia de aici. Ăia din Australia. Nick și Austin, de 12 și de 14 ani. Dar știi cum îți seamănă? Leit! Atâta poate că sunt mai bronzați așa. La față, mă rog. Hai, vino să te îmbrățișez. Ia-mă în brațe, fiul meu iubit. Puiul meu drag, vino. Îmbrățișează-mă, Gianni, ce naibă că e maică ta. Oh,